Bună ziua! Am venit să constat o dată în plus în fața dumneavoastră și a cetățenilor că, din păcate, noi, cetățenii Republicii Moldova, mai bine zis guvernarea actuală, nu doresc ca cetățenii să cunoască limba maternă, bine, să vorbească limba maternă, cu atât mai mult cei care locuiesc împreună cu noi în această republică. Mi-am amintit că anii 88-89, câtă gălăgie era în jurul, cu ce să facă ei, cum să încerce ei îndată să vorbească limba română, pentru că noi, perioada ocupației, am vorbit toți în limba rusă, doar acasă la bucătărie, în limba maternă. Și atunci, în legea cu privire la funcționarea limbilor, și noi cei de la Front Popular și Parlamentul Sovietic de atunci, noi am acceptat aceasta, să li se ofere un termen ca să studieze și să posede limba oficială a Republicii, limba pe care o vorbim noi băștinașii, cei care am dat denumirea acestui stat și care suntem urmașii strămoșilor noștri de mii de ani pe acest pământ. Iată că au trecut 27 de ani de la independență și încă cei din Clege a fost în 89, adică avem aproape 30 de ani și, după cum vedeți, minoritățile etnice și nu toți, că nu e obligatoriu. Corect ar fi toți, că să ne respecte pe noi, așa cum în Rusia se vorbește limba rusă, că sunt multe popoare și minorități, dar se vorbește numai în limba rusă. Cei care dețin funcții și, în primul rând, deputații, să vorbească în limba română. Și am venit cu acest proiect care, începând cu legislatura următoare, partidele care ne înregistrează în listă sau vor înainta pe circumscripți candidați, să țină cont de faptul că candidatura înaintată de ei vine în Parlament și trebuie să posede limba română, să înainteze proiecte în limba română și nu în limba rusă, să vorbească la microfon în limba rusă, în limba română și în limba rusă. Dar, după cum ați auzit, Parlamentul, majoritatea parlamentară, vorbim de ieri, mai vorbim de socialiști comuniști, n-a sunat proiectul nostru pentru că ei se gândesc la viitoarea legi, la mandat, așa cum, din păcate, în toți acești ani de zile, cei care au condus majoritatea Republica Moldova și la nivel înalt, funcții de președinte, de prim-ministru, de ministru, de parlament, totdeauna se gândesc nu la cum noi să construim acest stat sănătos, dar cum să câștigi mai multe mandate, ca să ai mai multă putere, ca să rezolvi problemele, miliarde, reglări de conturi, prietenie cu Rusia, așa cum îmblă actualul ăsta nepreședinte, tot numai pe acolo și parcă nu există votul cetățenilor, dar votul din Republica Moldova, dar celor din Federația Rusă. E rușinos și e trist totodată, pentru că vreau să vă spun, nici un stat actual pe fața Pământului și, în primul rând, în Europa, n-a avut succes în plan social-economic până au fost rezolvate problemele naționale. Deci, dacă nu există fundamentul, cine ești, ce limbă vorbești, a cui ești și unde trebuie să fii, cu cine trebuie să locuiești, care ți-e țara ta, care ți-e națiunea ta, nu poate exista soluționarea celorlalte probleme. Și dovadă este Republica Moldova. Acest experiment pe care îl practică de sute de ani rușii la noi și chiar și în perioada independenței. Vedeți că noi, în loc să ne concentrăm pe probleme economice, noi 27 ani zile discutăm ce limbă vorbim, cine suntem noi, a cui suntem noi, cum trebuie să trăim, cu cine trebuie să trăim, cu rușii sau cu frații noștri moldoveni, ardeleni, bănățeni, olteni, bucovineni. Iată care e problema. Și păcat că astăzi noi am vrut. Da, poate era mai nevoie mai din timp, dar vedeți cum sunt multe probleme, idei, proiecte de legi. Și ne-am gândit că deja în Parlamentul actual mai pot schimba, că deja ei au venit în baza legislației care o avem actuale, și ne-am gândit pentru viitorul legislatură să avem o astfel de modificare. Dar, din păcate, a fost respins. Regret și mai spun încă o dată. Iată încă o dovadă în plus că salvarea noastră e unirea cu România. Și în plan național, ca să cunoaștem bine limba pe care o vorbim.
și în plan social-economic, ca să avem locuri de muncă, salarii și pensii. Totul ce se întâmplă în această palmă de pământ arată că salvarea noastră e unirea cu România. Țara care are economie, țara care nu se discute ci limbă, cum se numește limba pe care vorbesc. Țara ca alte țări care, cum am spus, a rezolvat problemele naționale și acum se ocupă doar de problemele sociale, economice. Al doilea proiect, foarte simplu, nu înțeleg nici aici, măcar atât în avut. Deci este decizia Academiei de Știință și de la București și de la Chișinău care spun că corect astăzi ei se scrie din A cu căciuliță și nu din U cu căciuliță. Nici acest proiect nu o să sună. Nu, aici e pur problemă științifică, nu e politică. Asta corect trebuia să vină guvernul cu așa un proiect. Cu atât mai mult că deja este ordinul Ministrului Educației, pe timp când era Corina Fusu, și deja în școli copiii scriu E din A și nu din E. De ce să avem o normă care îți bate cap în cap cu ceea ce deja are loc în școli, instituțiile noastre de învățământ în Republica Moldova? Iată încă o dovadă în plus că pe aleșii popor nu interesează problemele naționale, dar problemele de buzunar, cum am spus, mandatul, puterea și banul. Și chiar îmi pare rău de acest lucru, fiindcă pur și simplu o literă. Și aici s-a politizat, fiindcă dacă înaintată de liberal, de Mihai Ghimpu, gata, înseamnă că nu trebuie. Așadar, unirea. Suntem în preajma 1 decembrie, 100 de ani la Marea Unire. Încă o dată repet, salvarea noastră este unirea cu România. Mulțumesc dacă aveți întrebări. Nu operații, nu știți că este un film Operația M, adică, da? Eu cred că e Operația P, VP. Armașul este deja verificat timp de cât 2 ani sau cât ca ministru a finanțelor. Cunoaștem că a înaintat și proiecte care ne-a dus faima psicotare proaste, ce sunt și de spălarea, legalizarea spălării banilor, sau cum se numește tot timpul proiectul ăsta de lege, legalizarea banilor nedeclarați, să spunem așa. Amnistia, da? Amnistia fiscală, da. Și alte proiecte. Deci, într-un cuvânt, este omul cu care poți lucra, guvernatorul Băncii Naționale, este o figură foarte importantă, hai să ne amintim de spălarea banilor, 20 de miliarde, care chipuri n-a știut și atunci că era copilul ăsta minunii Drăguțan, care l-a înaintat Partidul Liberal și ne-a făcut de rușine și ne-a tras în jos pe noi. Și furtul miliardului, că chipurile nu s-a știut câți credite. Da, când dădeau credite la Banca de Economie, poate acolo chema aceea duce în eroare. Dacă s-a luat banii care i-a dat Banca Națională și s-a dus de la BM psihotare numai decât Banca Națională, că nu se face transferă fără Banca Națională, încă schimbați din lei în dolari. Așa că această funcție pentru Plahotniuc este foarte importantă și este clar că acolo nu va veni om de la om neverificat, om care... Eu o să-i mesc, domnul Armașu, dar în privința asta e vorba de lege, de democrație, de bunăstarea cetățenilor și dacă așa ușor s-a trecut prin furtul miliardului și guvernatorul care a plecat, vă amintiți când a fost votat de Parlament, a promis că va depune tot efortul ca să fie întors miliardul. El nici măcar la o interpelare de mine nu mi-a răspuns, dădea răspunsuri de astea fictive, că nu are dreptul, că nu poate, de parcă era procuror și făcea la închetă. Nu, și posibil că ăsta înțeles că nu se mai poate și atunci e zis, bă, hai că mai avem niște proiecte, dar cu tine văd că nu merge, hai să vină altul. Nu știu. O să vedem. Poate și într-adevăr o să demonstreze că este un bun guvernator, fiindcă se vede că finanțist cunoaște bine acest domeniu, dar e problema lor. Noi suntem în opoziție. Noi vom vota împotrivă. Ministrii noștri, cum spunea un coleg unionist, sunt cei mai buni și guvernatori la fel.
Și salariile acolo sunt bune, și pensiile, și indemnizațiile, și bursele, și clădirea e frumoasă la București. Așa că cred că soluția cea mai bună este nu schimbăm guvernatorul, să facem alegeri acum ordinare în Parlament, să votăm mâine în preajma 1 decembrie, declarația de unire pe care a înaintat-o Partidul Liberal și a fost respins, chiar nici n-a fost supusă votului, și atunci se rezolvă problema și cu guvernatorul, și cu pensiile, și cu salariile, și cu guvernul, și până la Căniuc nu o să mai fie tata tuturor și multe, multe altele. Alte întrebări? Zâmbiți, da? O zi bună! Trăiască unirea! Mulțumesc frumos!